Se vede lipsa spațiilor verzi din municipiul nostru. Practic este una din problemele sesizate în numeroase rânduri de focșaneni. Iar situația se degradează din ce în ce mai mult cu fiecare an. Trăim în localitatea cu cea mai mică suprafață de spațiu verde din județ. În principal, credem că vinovații sunt cei care au condus până acum municipiul Focșani. De peste 11 ani, primăria este condusă de Partidul Social Democrat și acum, cu ajutorul colegilor de la această Uniune Socialistă, fac majoritatea în Consiliul Local. În loc să creăm noi spații verzi, actuala majoritate din Consiliul Local are grijă să ne deposedeze de spații verzi, să-i deposedeze pe focșaneni.